Doamnelor și domnilor, stimați invitați, bine ați venit la Biblioteca Municipală Radu Roseti. Iată, într-o după-amiază frumoasă, liniștită, de mai, se întâmplă ceva important în municipiul Onești și mai ales în Biblioteca Radu Roseti. Ediția 8-a a reuniunilor culturale Alexandriada. Eu sunt Ionuț Stenie, directorul Bibliotecii Municipale Radu Roseti. Și gazda dumneavoastră, alături de partenerii noștri, timp de 3 zile, domnul Brăneanu, Uniunea Scriitorilor Filiala Bacău. E bine să ne încălzim sau să ne răcorim aplaudând. Domnul profesor Danilă, un alt partener și susținător al acestei manifestări, Societatea Culturală Științifică Vasile Alexandrii Bacău. Grație dânsului am adus în acest an această 8-a ediție la Onești și ne bucurăm foarte tare. Mulți dintre dumneavoastră nu sunteți din Onești, poate nici din județul Bacău, ați venit de pe drum și sper să vă facă plăcere ceea ce vedeți și să vă simțiți bine în următoarele zile. Biblioteca Municipală Radu Roseti în ultimii 20 de ani a evoluat de la nivelul de bibliotecă tradițională, caracterizată prin organizare spațială, colecții și împrumut de publicații la domiciliu și prin sală de lectură, la nivelul de centru cultural zonal sau hub cultural, care pe lângă serviciile tradiționale are acum și servicii ce au la bază tehnologia informațiilor și comunicațiilor, servicii de folosire a bibliotecii de la distanță, dar și realizarea numeroase evenimente culturale și artistice pentru comunitatea din Onești și nu numai. Așadar, sunt mândru că organizăm în acest an la bibliotecă această ediție care se anunță una foarte incitantă și interesantă. Vor fi 3 zile de conferințe, de discuții, de premii, de vizite importante. Spre exemplu, mâine vom vizita cel mai important așezământ monahal din județul Bacău. Este vorba de Mănăstirea Bogdana din comuna Ștefan cel Mare. Inclusiv vom vedea fondurile de carte veche și icoane ce datează de la 1642. Tot mâine vom vizita Biserica din Borzești și muzeul. Va fi un moment de reculegere și de punerea unei coroane la mormântul fiicelui Vasile Alexandrii, Maria Bogdan. Și tot mâine după amiază, pentru cei interesați, vă așteptăm pentru că vom deschide cea de-a doua zi la bibliotecă de la ora 15 cu un moment poetic și muzical pregătit de elevii Colegiului Dimitrie Cantemir, după care vor avea loc mai multe lansări de carte și reviste. Cartea Reuniunilor Culturale Alexandriada, activitatea lui Vasile Alexandrii pe tărâmul literaturii române, va fi o surpriză, o să vă dezvăluie mai multe domnul profesor Danilă. Și tot despre aceasta va vorbi Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene Petre Dulfu din Baia Mare. Sunt câteva expoziții de carte dedicate lui Vasile Alexandrii, dar să nu uităm de expoziția foarte interesantă pe care o puteți vedea deja la intrare în aulă, în această sală, a domnului profesor Vilică Munteanu, o expoziție de medalii dedicată tot lui Vasile Alexandrii. Așadar, sunt 3 zile frumoase în care o să descoperim multe lucruri interesante și sper să vă facă plăcere șederea la Onești și la Biblioteca Municipală Radu Roseti. Și pentru că acest eveniment nu putea fi posibil fără sprijinul și implicarea financiară a Consiliului Local și al Primăriei Municipiului Onești, l-am invitat în această după-amiază alături de mine pe domnul viceprimar cu atribuții de primar, domnul Adrian Jircu. Îl rog să mai adreseze câteva cuvinte din partea oficialităților și mulțumim că sprijinit acest eveniment. Bună ziua! Hristos a înviat! Bună ziua, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! După cum știți, Primăria Municipiului Onești a susținut și va susține în continuare activitatea culturală, educativă și sportivă. Noi ne bucurăm că această ediție a 8-a a acestui eveniment are loc la Onești, în cadrul Bibliotecii Municipale Radu Roseti, o
total refăcută și modernă și digitalizată. Nu îmi rămâne decât să vă urez succes și să vă felicit pentru participare. Mulțumesc! Mulțumim și noi și știu că mai aveți multe lucruri administrative, așa că domnia sa se va retrage în câteva minute. Înainte de a da cuvântul următorului invitat sau partener al acestei manifestări, aș dori să vă spun faptul că mâine, după cei care sunt invitați din alte orașe, după vizita oficială de la Borzei și Mănăstirea Bogdana, o să vă rog cei care au de conturi de făcut să vină aici la bibliotecă pentru a rezolva din timp aceste probleme. Dumitru Brăneanu, președintele Uniunii Scriitorilor Filiala Bacău, un domn care ne-a ajutat mult să organizăm acest eveniment și care a mobilizat pe mulți dintre dumneavoastră, este alături de noi în această după-amiază și îl invit să ne adreseze câteva cuvinte. Domnule Brăneanu? Hristos a înviat. Suntem, nu, în această perioadă a triodului, a triodului a Pentecostalului și atunci normal să ne manifestăm creștiniști. Mă bucur că sunt foarte mulți membri ai filialei noastre azi aici la Onești. Înseamnă că Onești are magnetismul necesar pentru a putea aduna scriitori, oameni de cultură, profesori, elevi, studenți, la o manifestare dedicată acestui complex personaj, dacă vreți, care a fost Vasile Alexandrie. Suntem la cea de-a 8-a ediție Alexandriadei. Am avut 3 ediții în anul. Am început în 2017. Pe vremea aceea mi sprijinea Consiliul Județean și am avut posibilități să facem, într-adevăr, să începem împreună, chiar 2007 la începutul primăriei municipiului Bacău, după ce am făcut doar Consiliul Județean 2018-2019. A venit pandemia și am găsit alte metode, domnul profesor Demile, care e sufletul acestei manifestări. Știi că am reușit până la urmă să menținem cursul acest eveniment cultural. Este un eveniment cultural și care merită toată atenția și mă bucur că avem și presa cu noi, dar în primul rând le mulțumesc scriitorilor, membri ai filialei care și-au făcut timp și au lăsat poate treburile de acasă să fie astăzi aici cu noi și în aceste 3 zile. Eu sper că va fi o întâlnire plăcută, dincolo de schimbul de informații, dincolo de a ne mai aminti unii de alții, de a încerca și de a mai face schimb de experiență, schimb de cărți, de reviste, de tot ceea ce ține de cultură. Și de aceea cred și sunt convins că când o să plecați de aici, se multe, o să aveți un regret în suflet. Mă parcă era bine dacă mai stăteam. Eu așa cred. Da, vă mulțumesc. Oricum, am să intervin puțin în program și să rog, da, domnul director, dacă crezi, domnul Vinică Munteanu, să ne prezinte expoziția și pe urmă de medalii și pe urmă să intrăm în conferința noastră legată de Alexandrie, Ștefan cel Mare și Borzești. Vă mulțumesc și vă doresc. Vă mulțumesc dezvoltării noastre intelectuale și culturale. Vă mulțumesc! Hristos a înviat! Bine ați venit la mine acasă! E deschis. Da. Fiecare om are câte un vor, unii spun câte o păsărică, alții au câte un stol.
Mă număr și eu printre aceștia. Încă din copilărie am avut așa pasiunea colecționării. Am bășuit printr-una, printr-alta, pentru ca la un moment dat să mă decid pe medalistică. Decizia a fost luată în momentul când am intrat în urmă cu aproape 50 de ani în Arhivele Naționale. Până atunci colecționam timbre. Un coleg îmi spune, la vreo două săptămâni, lăudându-mă eu cu timbrele, ți-aș recomanda să nu colecționezi timbre, pentru că în arhive sunt foarte multe valori filatelice. Iar un colecționar greu rezistă tentației. La vreo două săptămâni am vândut tot. Eram în București, m-am dus la Talciop, la Târgul de Vechituri și m-am apucat de medalii. Așa au apărut în colecția mea medalii și cu Vasile Alexandri. De-a lungul timpului s-au bătut relativ puține medalii dedicate acestei mari personalități a neamului nostru. Oarecum vitregit față de alte personalități. Dar dintre acestea, din tot ce s-a bătut până în momentul de față, îmi lipsesc vreo 3 medalii. Și am să încerc să vă prezint, în ordine cronologică, medaliile din colecție. Prima medalie, bătută în 1905, are pe avers chipul lui Vasile Alexandri. Este o medalie din bronz aurit. Se vede că a mai fost șlefuit aurul, s-a mai pierdut. Pe avers bustul poetului și inscripția Marele Poet Național al României. Iar pe revers, anii 1821-1890, an naștere și deces, și 1905, anul baterii medaliei. Și una din strofele dragi nouă tuturor românilor, hai să dăm mână cu mână cei cu inima română. Să învârtim hora frăției pe pământul României. Aceeași medalie, fără toartă, cealaltă avea toartă, dar din bronz argintat. Argintul s-a mai șters câte puțin. Oricum, aceste medalii, din cele care le voi prezenta, apărute până în 1940, sunt în foarte puține exemplare. O altă medalie cu toartă de 33,5 mm, statuia ridicată la Iași în memoria lui Vasile Alexandri, care, așa cum cei care o știu, în fața Teatrului Național, este pe un bloc de piatră și în mâna dreaptă are o carte, iar mâna stângă o ține sub bărbie în semn de cugetare. Lui este dedicată lui Vasile Alexandri, 1821-1890, Țara Recunoscătoare. Pe revers este descris statuia ridicată în Iași la 22 mai 1905, în zilele regelui Carol I, prim-ministru fiind Grigore Cantacuzino,
ministru industriei Lădescu, iar primar al Iașului Gheorghe Lască. Aceeași medalie de această dată din bronz aurit și care este cu toartă. Cu o mică diferență, Iași 1905 față de cealaltă unde era trecut Iași 22 mai 1905. Aceeași medalie ca și precedenta, dar din alamă cuprată, deci alamă acoperită cu cupru. La fel ca precedentele, dar din alamă argintată, se mai vede ceva argint. O medalie din cupru aurit, aurul se vede mai mult pe revers, bustul lui Vasile Alexandrii și pe revers statuia poetului flancată de scrisuri pe două rânduri, statuia ridicată în Iași 1905, iar circular, cine era ministru și primar al Iașului. Nu o să insist prea mult pe numele lor. Aceeași medalie, cu același conținut ca și precedenta, dar care nu are înscris numele autorului, la fel ca la cealaltă, și nu are toartă. O medalie cu toartă din aluminiu, pe avers, după cum se vede, chipul lui Vasile Alexandrii, între două ramuri de lauri, de măslin, dedicată lui Vasile Alexandrii, iarăși Țara Recunoscătoare, și pe revers, legenda, statuia ridicată în Iași 1905, iarăși repetă primul ministru, ministrul instrucțiunii și primarul. Aceeași medalie, dar din bronz. O plachetă rombică, destul de rară, bătută tot în 1905, 27 pe 27 de milimetri. O compoziție simplă, dar foarte sugestivă, chipul poetului, anii 1821-1890, iar pe revers, o liră într-un medalion perlat în amintirea ridicării statuii lui Vasile Alexandrii, autor sculptorul medalist Șalaga. O, vă spuneam, rară și una dintre cele mai reușite medalii, plachete dedicate lui Alexandrii. O medalie cu toartă, din argint, statuia lui Ștefan cel Mare și are pe aceeași imagine pe avers ca celelalte patru pe care le-am prezentat, iar pe revers dedicația cu semnătura reginei în în centrul medaliei, în cupa lui de aur, el bea numai lumină, semnează Elisabeta, regina Elisabeta. Aceeași medalie ca și precedenta, dar din bronz. O medalie cu toartă și bronz, din bronz aurit, care are aversul identic cu medaliile 9 și 10, prezentate anterior, și cu, iar reversul cu cele de la numele 12 și 13, respectiv.
cele precedente. Aceleași elemente ca și cea de dinainte, numai că aceasta este din bronz argintat. În 1906, imediat după ridicarea statuii lui Vasile Alexandrievici, anul următor, o medalie de 55 de milimetri, chipul lui Vasile Alexandri și anii, 1821-1890, în partea inferioară pornesc două ramuri, una de laur și una de stejar. Iar pe revers, statuia ridicată în Iași, în onoarea lui Vasile Alexandri, același text al Elisabetei, în cupa lui de aur, el bea numai lumină. În partea inferioară este o cupă simbolizând premiul acordat pentru poezia Junta Latină. În 1940, Academia Română a comandat o medalie dedicată împlinirii a 50 de ani de la trecerea în eternitate a poetului, bustul lui Alexandri pe avers și pe revers memoriei lui Vasile Alexandri, Academia Română și Ministrului Educației Naționale cu prilejul semicentenarului morții lui, augustul 1940. Iată că și Bacăul, în 1990, la aniversarea unui veac de la ridicarea în ceruri a sufletului marelui poet, această medalie are pe avers chipul lui Vasile Alexandri, sub care este semnătura cunoscută 100 de ani de la trecerea în eternitate. Pe revers este Casa de Cultură Vasile Alexandri din Bacău, medalie realizată de secția numismatică Bacău a Societății Numismatice Române. Autorul moral al acestei și sufletul acestei medalii a fost Redu Zanfir Stoian, un deci regretat, dar un mare, mare colecționar de valori ale neamului nostru. În același an, tot la Monetăria Statului s-a văzut această medalie, 100 de ani de nemurire, Vasile Alexandri, și pe revers este clădirea Teatrului Național, în fața căruia este și statuia lui Vasile Alexandri. O plachetă realizată pentru Vasile Alexandri în 2001, chipul lui Vasile Alexandri și Casa Alexandri din Bacău. Casa în care se pare că s-ar fi născut poetul. Două medalii bătute, deci aceasta este prima, în topbac argintat la Romberfil Ploiești, chipul lui Vasile Alexandri și extras din mitrica de la Mitropolia de Iași, la anul 1818, luna iunie 14, s-au născut în Târgul Bacăului Vasile Alexandri. O medalie asemănătoare, Vasile Alexandri, în aceeași serie, de această dată, lucrările Sfântului Botez ale domnului Vasile Alexandri, în paranteză păstrată,
s-au săvârșit de preotul Ioan de la Biserica Precista în arătatul târg al Bacăului. Sunt acele controverse. S-a născut în 1818 sau 1821. Nu deschid eu acum o asemenea dezbatere, eu am o anumită părere, alții au alte păreri. Sau unii avem o părere, alții alte păreri. O medalie realizată în urmă cu 2 ani la ediția 6-a Alexandriada și în, mă rog, în negativ, medalia care vă va fi oferită mâine. Acum e pe drum. Cred că a trecut de Buzău, spre Vânde cu Sărani. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim pentru descrierea foarte interesantă a medaliilor din colecția personală a domnului profesor Vilica Munteanu, medalii pe care le puteți vedea live chiar aici în holul de la intrarea în aula Bibliotecii Municipale Radu Rosetti. Ele vor mai rămâne în bibliotecă probabil până la finalul acestei luni. Îl invit pe domnul Dumitru Brăneanu să ne vorbească și să ne spună teza pe care a pregătit-o legată de Vasile Alexandri. O să vorbesc de jos totuși. Dacă vreți să mă ridic și picioare, nu e problemă, cum s-a venit noastră. Despre Vasile Alexandri se pot spune foarte mult. Este personalitatea, dacă vreți, care a dominat partea a doua a secolului XIX-lea, atât din punct de vedere cultural, cât și politic, diplomatic, a fost implicat în toate evenimentele care au măcinat nu numai societatea, să zicem, românească, cea de Moldova, dar și cea europeană, cu Revoluția de la 1848, cu ceea ce a însemnat Unirea Principatelor și celelalte evenimente care au avut loc în Comuna din Paris, dacă vreți, de la 1971 și așa mai departe. S-a spus foarte mult despre Alexandri, s-a vorbit foarte mult despre Alexandri și cred că pe bună dreptate. Însăși, e bine să o recunoaște ca cel rege al poeziei, da? De până la Eminescu, ce-a urmat pe aceeași temă. Vasile Alexandri a fost fiul metelnicerului Vasile Alexandri, 1792-1854, și al Elenei Alexandri, născută Cozonie, 1800-1842. După unii cercetători, anul nașterii ar putea fi 1821, 1890 sau chiar 1818. Locul nașterii este incert, deoarece nașterea s-a petrecut în timpul, repet și subliniez, refugiului familiei Alexandrei în munți din calea armatelor Alexandru Ipsilani. Se consideră că s-a născut undeva pe raza județului Bacău. A avut un frate Iancu Alexandrei și o soră Catinca Alexandrei, căsătorit Constantin Ror, boier și om politic român, militant avocat pentru Unirea Principatelor Române la 1859. Și acest rol a fost și ministru mai multe rânduri în guvernul Moldovei. Tatăl acestuia, Vasile Alexandrei, s-a căsătorit în 1816 sau 1817 cu Elena Cozonie, fiica capitanului Dumitracu din Târgova. În anul 1918, tatăl poetului s-a ocupat, printre altele, și comerțul de sare, conducând caravane de sare la Târgova spre Ruput pentru export, în partea Imperiului Țarist. Alexandri și-a petrecut copilăria la Iași și la Mircești, unde tatăl s-a avea o moșie și unde a revenit pe întreaga durată a vieții sale să-și găsească liniște. A început învățătura cu un dascăl grec, apoi cu dascălul maramureșan German Vida. Între anii 1828 și 1834 s-a descris la Iași pensionul lui Victor Cuenim, spătarul Alexandriei, l-a înscris pe fiul său la pensionul francez, unde a studiat alături de două mari personalități, Mihail Bovărnicianu și Matei Miloptoru, de care l-a legat o mare prietenie și admirație și pentru care a scris tirițele și o mare parte din cântecele comice. În anul 1834, împreună cu alți tineri boieri moldoveni, printre care viitorul domn Alexandru Ancuza și Victor Ion Negulici,
A fost trimis la studii la Paris, unde și-a dat bacalaureatul în anul 1935. În 1837 s-a pregătit pentru un bacalaureat în științe, urmând cursuri facultății de inginerie pe care l-a terminat. Asta știa poate mai puțin. În 1838 apar primele încercări literare în limba franceză. Jurnalila Marie Iobigan Lioptit Rumon. Serată. În anul următor s-a întors în țară și a ocupat un post de administrație până în 1846. Împreună cu Ostache Negruț a făcut o călătorie în Italia, care a devenit motiv de inspirație pentru novela romantică Buchetieră de la Florența. În 1840, împreună cu Mihail Gogănceanu și Costache Negruț, a luat conducerea Teatrului din Iași și a început activitatea de dramaturg care a dus cel mai constant succes. Opera sa dramatică însumează circa 2000 de pagini, rămânând cel mai rezistent compartiment al activității sale literare și va constitui baza solidă pe care se va dezvolta dramaturgia românească în principalele sale direcții tehnice, Comedia Străină și, Drama Istorică. În noiembrie s-a jucat Farmazonă de Hârleu, iar în februarie 1841, Chinovnicul și Modista, ambele preluate din piese străine. În 1842 datează importanta sa călătorie în Munții Moldovii, în urma cărui descoperă valoarea artistică a poeziei populare. Scrie primele sale poezii în limba română, pe care le va grupa mai târziu un ciclu doine și care sunt foarte strâns legate de modelul popular din care au luat naștere. În 1844, împreună cu Mihail Grăceanu și Onghica, scoate săptămânalul Căpășirea, în care poetul va publica versuri ce vor fi incluse în ciclul doine și Lăcămeare, iar la 11 ianuarie se prezintă piesa Iorgul de la Sadacura, comedie de rezistență în dramaturgia scriitorului. În 1945, cu ocazia seratei literare la Mânjina, o cunoaște pe Elena, sora prietenului său Costache Negru, pe care se îndrăgostește și căreia, după moartea timpurie, din 1847, la doar 2 ani după ce a cunoscut-o, îi dedică poezia Steluța și apoi întreg ciclul de poezii Lăcămeare. Între anii 1946-1947, Alexandrie ține un jurnal în care îi declară iubirea față de Elena Negri. Jurnalul, document biografic, este scris în limba franceză pe o agendă mică de 59 de fii. Nu o să vă citesc, nu credeți să vă citesc tot, nu. Încă câteva referiri despre Alexandrie și plumbulesc pe cei care sunt mult mai în domenii ca mine. Vasile Alexandrie a fost unul dintre fruntașii Revoluțiilor 1948. Mișcarea revoluționară din Moldova a avut un caracter pașnic, fiind denumit în epocă Revolta Poieților. La 27 martie 1948, la întrunirea tinerilor revoluționari moldoveni, care a avut loc la hotelul Petersburg din Iași, a fost adoptată o petiție în 16 puncte adresată domnitorului Mihail Sturza, petiție redactată de către Vasile Alexandrie. După înfrângerea mișcării pașotiste, Vasile Alexandrie este exilat. După ce călătorește prin Austria și Germania, se stabilește la Paris, unde se întâlnește cu alți militanți pașotiști mulțeni. Din perioada exil datează poezia Adio Moldovei și Sentinela Română. În 1849 pleacă în Priunul, celalți exilați la Brașov, apoi în Bucovina, iar în toamna celor așa la Paris. Deci a și scris Iorgul de la Sadagora, știi, în Sadagora este un cartier al Cernăuțului. Scrie primele cântece comice, Șoldanul Viteaz, Mama Angelușa și câteva scenete comice și muzicale. Se întoarce în țară în 1 decembrie. În 1855 s-a îndrăgostit de Paulina Lucasevici, Lupasievici, cu care a avut o fată, Maria, pe care mâine o vom comemora la mănăstirea, la Biserica Rozești, născută în noiembrie 1857. Curme ca o fată s-au căsătorit 19 ani mai târziu, pe 3 octombrie 1876, la Mircești. Din 1860 se stabilește la Mircești, unde rămâne până la sfârșitul vieții, chiar dacă în lungile perioade de timp a fost plecat din țară în misiuni diplomatice. În 1882 este ales președinte al secției de literatură Academiei. Călătorește în Franța pentru a primi premiul oferit de libri, este sărbătorit la Montpellier. Îl vizitează pe ambasadorul României la Londra, prietenul său Ion Ghica. Pleacă la Paris în 1885 ca ministru al României în Franța.
În 1889 primește vizita poetului francez Proudhon și Le Coin de Ulysse. Vasile Alexandri s-a strâns în viață, din viață la 20 august 1990, după o lungă experiență fiind înmormântat pe tânăr la Conacul său de la Mitești. Aș mai dau o singură chestie. Lui Vasile Alexandri îi datorăm faptul că după unirea din 1859 a fost cel trimis și a fost primit de împăratul Napoleon al III-lea, culmea, unde astăzi este ambasada română. Acolo era, de fapt, casa privată, locul. Așa, palatul privat al împăratului Napoleon al III-lea și a fost primit de către Napoleon al III-lea. Bine, erau toți masoni, știu chestia asta, dar asta a ajutat foarte mult pentru că Napoleon al III-lea a fost cel primul care a recunoscut unirea principatului. Îi datorăm și acest lucru din Vasile Alexandri. Vă mulțumesc și sper să ne auzim. Mulțumim și noi domnului Brăneanu și am să predau ștafeta domnului profesor Ioan Danilă de la Universitatea Vasile Alexandri din Bacău pentru a continua și pentru a-i prezenta pe următorii invitați care vor susține comunicării în această după-amiază. Domnule profesor? Acum? Da. 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 Ați înțeles că mă așteaptă așa o încercare, în sensul că trebuie să moderez activitatea care urmează. Nu e deloc ușor. Aș vrea însă, înainte de toate, să vă actualizați imaginea programului nostru și, dacă ați observat, pe program sunt patru chipuri. Este Vasile Alexandri, este în dreapta Maria Bogdan, fiica lui Vasile Alexandri. În partea de jos, în stânga, este Ștefan cel Mare și în partea dreaptă Constantin Drăcovian. Dar depinde ce... pe program sunt trei. Da, dar în programul celălalt sunt, da. Acum, fiecare dintre cele patru chipuri are motivația lui. Și vom avea, cum ați aflat poate, v-a spus domnul director, deci avem un program de 3 zile. Acum avem un coloviu pe care l-am intitulat cu vorbele Mariei Bogdan. În 1929, Maria Bogdan a publicat singura ei carte de memorii, Autrefois et aujourd'hui, 1929. O bună parte din această carte este rezultatul consemnării de către Vasile Alexandri într-un jurnal a faptelor mai importante din viața lui. Ca atare ar fi trebuit să fie doi autori acolo, numai Maria Bogdan și Vasile Alexandri. Cartea respectivă ne-a folosit pentru, cum spun, pentru acest generic. Și de aceea am și adăugat o semi-traducere în limba română. I-am zis acum și altă dată ca și acum, nu? O trefoare tojurie, altă dată și acum. Dar n-am pus noi și pe ca acolo. Da. Și de aceea coloviul pe care l-am imaginat vrea să fie o actualizare a datelor despre Vasile Alexandri. Și pentru ca să nu lungesc eu vorba, rog pe Mihai Botez, pentru început, să ne prezinte un detaliu legat de operă și de... Da? Mihai? Dar am o rugăminte, dacă ne iubiți, 10 minute, vă rugăm. Să vă rog apropiți, vă rog aici. Haideți să-l și aplaudă, vă rog. Dați-mi voie să vă aduc câte mireacuri în exenie. Salutul
confraților mei de acolo și al meleagurilor din acea parte. Mihai Botez este cel care semnează așa critică literară, critică de întâmpinare și lucrări scrise în alte limbi străine, iar pseudonimul meu literar este Mihai Stâncaru. Astăzi, eu aici am pus pe ambele, astăzi e Mihai Botez. De ceva legat de critică literară. E un moment important pentru mine, pentru că ceea ce vă voi spune acum are legătură cu ce se întâmpla în urmă cu 50 de ani. Îmi alegeam subiectul de lucrare de licență și era vorba de un scriitor pe care ceilalți colegi de-a mei nici nu vreau să-l audă. Dar cine o fi ăsta? Eu l-am întâmplat studiindu-l de aproape 2 ani. L-am făcut cunoscut încât toți colegii mei știau mai multe de la ce discutam noi. E vorba de un globetrotter, cum se spune într-o formulă modernă, un om care, dacă nu ar fi colindat lumea, nu ar fi fost scriitor niciodată. Și a ajuns cunoscut, a intrat în istorie franceză și cunoscut întreaga lume, ca fiind Blaise Cendrars, așa, cel cu niște cărți care s-au vândut în puncte, tiraje extraordinare. Ce legătură are cu tema de astăzi? M-a inspirat ce am scris eu acum 50 de ani în lucrarea mea, și m-am gândit la Alexandrie. Și o să vă citesc câteva rânduri de aici. Tema este Vasile Alexandrie și turismul ca sursă de inspirație poetică. Ideea romantică în surgintea și substanța ei că scriitorul, și în special poetul, este pus în pasă creatoare, adică alimentat cu inspirație de o instanță metafizică, nu rezistă rațional dincolo de mitul ei din Antichitate. Știm că scriitorul, așa era gândit în Antichitate, inspirat din o muză. E, astăzi, acesta este un mit, astăzi, de multă vreme, și știm că altele sunt mobilurile care îl pun pe scriitor în pasă de a deveni un artist în literatură. Bun. Deci am să simplific din ce am aici și o să mai fac o trimitere în paranteză. La Neamț, acolo la noi, este un scriitor, Vasile Badiu, care m-a intrigat într-un fel când a spus: eu am creat un curent literar numit himerismul. Și a fost, explică, ce vrei să spui cu asta? Omul acesta și-a imaginat întâi niște locuri pe glob, să le spunem, și apoi s-a dus să le viziteze. Întâi a scris despre ele și apoi s-a dus să verifice dacă intuițiile sale în legătură cu anumite locuri de pe planetă corespund cu realitatea din teren. Eu am avut o aplicație și am zis să urmărim creația poetică din prima parte a lui Vasile Alexandrie, care sunt cauzele eficiente, ca să folosesc o sintagmă așa din filozofie, ce se vor concretiza printr-o destul de rodnică recontă tezaurizată. Pentru simplu artificiu de imaginație, să ne închipuim la ce ar conduce ca rezultat lăsarea de o parte din ciclurile poetice inițiale, doinele, frămioare, întâlnitărele, suveniruri, a poemilor ce poartă mențiunea locurilor, deci în edițiile pe care le consultați veți găsi, deci locurile și anii unde acestea au fost compuse. Procedând astfel, prima constatare neechivocă ar fi faptul că toate volumele menționate, dacă ar lipsi aceste poeme, ar consemna o lipsire de aproape tot ce conțin ele mai notabile. Și asta întrucât le-am sărăcit de piese reprezentative și chiar definitorii, și o să vă citesc doar așa, în trecere câteva dintre ele. Sora și hoțul, mențiune Hangu 42, 1800, da? Altarul Mănăstirii Putna, Bucovina 43, O noapte la țară, Mânjina 45, Pescarul Bosforului, Constantinopoli 45, Gondoleta, Veneția 46, De Marea Neagră, Marea Neagră 47, Bosforul, Constantinopoli, Fâran, De un album, Mehadia, Floarea Oceanului, Biarritz, Stelele, Sevilla 53, Vâlcescu Murim, Palerma, spune el, Fâran, la Sevastopol, Sevastopol 55, Moldova în 57, la Iași, același an.
Surorii mele, Paris 57, pilotul Turin, e poetul Torino, deci 59, căderea Rinului, Neuhause, 73. Ce concluzie am tras-o cel puțin măcar pentru mine, că localizarea și datarea unor astfel de poeme, oferind în sprijin elemente autentificate de pana scriitorului însuși, sunt sau pot fi de utilitate pentru istoricii literari care îi jalonează poetului itinerariile creațiilor de pe întreg parcursul local și temporal al producerii lor. Cititorului însă, care parcurgând oricare din acestea, își pune problema veracității lor, îi înlătură supoziția că ar fi vorba de pure fantazii, produse spontane ale unei imaginații zburdalnice. Și mai mult ca sigur, aceasta este și intenția de bază a poetului, care le consemnează cu scrupulozitate locul și data nașterii, practic așa, spre a-și dezvălui sursele poetice originare, care au contribuit la stimularea, în modul de a puncta un sentiment, o idee, un peisaj exotic, o întâmplare locală, etc. Fără să fie avut prilejul de a vizita ca turist, ca să revin la titlul pe care l-am comunicat, o parte din localitățile menționate, e greu să presupunem că poetul ar fi rememorat din alte surse de documentare, orale sau livrești, legende precum a călugăriței ispitite de un haiduc să părăsească locul de primant al înstrăinării în lume, de Han, sau legenda ctitoriei în mănăstirii Putna de Ștefan cel Mare, prin întrecerea cu bănicii lui la trasul săgeților cu arcă, Bucovina. Figuri exotice, precum luntrașul din Bosfor sau gondolierul venețian, populează un imaginar poetic bine conturat și cu particularități distinctive care se rețin ca unicat. Se cunoaște din istoria literară că poezii romantici, Goethe, Byron, Shelley, Hugo și nordici în primul rând, dar nu numai ei, au fost atrași fizic de locuri exotice, meridionale sau orientale, având ca rezultat izvodirea unor creații de mare rezonanță literară. La fel a făcut și Alexandrie și cred că bine a făcut pentru că suntem mai bogați cu număr de poeme care rămân în istoria literară. Mulțumesc!